Salut, bă, șacalilor. Bă, când știți că e poziția asta, să știți că e poziția de prank-uri, știi? De fiecare dată când stau așa, trebuie să întâmple ceva cu fratele meu, mă înțelegi? Da, mă, probabil cei care mă urmăriți de mai mult timp ați văzut că eu am făcut diferite videoclipuri cu Kendama, i-am distrus, i-am tăiat, i-am nu știu ce, am ars, nu știu ce am făcut. Azi ai că el chiar ținea la Kendama, așa cum nu-i mai merge, mă rog, el, știi? Eu nu mă cu de astea, cu bile, cu de astea, că nu mai merge, nu știu ce. O să durez un pic, dar fiți atenți ce-i face. Eu mă prefac că vreau să-i fac un prank, știi? Că-s nervos, că supăra pe el, că-i arunc Kendama. Știi? El nu o să știe, știi, o să cadă de data așa, ce, bă, ce s-a întâmplat, dar de ce e așa nervos, nu știu ce. Să pun o cameră în bucătărie să filmeze când i-arunc așa Kendama și-s nervos. O să mă prefac nervos că el nu a făcut curățenie în dormitor când eu trebuia să plec și-s așa nervos și zic du-te și fă curățenie în dormitor. Iar după ce arunc Kendama aia și o să fie așa demoralizat. Aici se va afla. O, da. Hai să desfacem să vedem ce e aici. Una bucată. A doua bucată. Uai, câte sticăre. Te leargă ce aici. Deci sunt atât de fericit. Asta e Kendama pe care și-o dorea de foarte mult timp. Și cei de la Sweets Kendama mi-au trimis Kendamele astea. Mulțumesc foarte mult. Aveți linkurile lor în descriere, pe ecran, pe unde vreți voi, tot Facebook, tot. Mi-au trimis Kendamele astea și datorită lor putem să facem videoclipul ăsta și să fac pe frate-mi fericit. Văd că au și niște semnături pe ele. Cred că eu nu știu ce, e cred că e bună rău. Îmi zice, băi, de atâta timp mă bate cu asta la cap că e mov, că îi place cine se joacă cu ea. O merită, frate. E un frățior bun și chiar vreau să-l fac fericit acum, nu știu, sunt foarte, foarte fericit că pur și simplu stăteam în pași. A venit curierul, frate, și a fost super, frate. Nu uitați să lăsați un like, frate, sunt super fericit. Vreau să fie fain, frate, chiar vreau să fie super. Gata cu explicațiile, vă las cu prank-ul. Bă, tu ești tratat, de câte ori ți-am zis? Bă, mă, și tu o leacă de curățenie. De câte ai lăsat, trebuia să plec tu imediat. Ce-am făcut? Bă, trebuia, când trebuia să plec, de ce n-ai făcut și tu o leacă de curățenie? Că nervos de nu mai pot, dar mă... Unde? Trebuie să plec eu la... Și trebuie să și plec, nu pot. Du-te și fă, că mă enervești tu, Kendama. Du-te și fă curățenie acum. Mai repede am zis. Ce bune n-ai? Voa, mă, bă, știi ce m-a speriat? Dar ce scoase, nu, pe bune? Nu știu, salitale. Bă, nu pot să le iau, bă, Luci. Salitale, frate. Haide, frate, salitale, nu-ți plac? Ba da, bă, tu ești nebun și ce... Acum am nu, asta ți-o doreai? Ba da. Mersi mult, bă, mersi mult. Da, mi-a trimis o fixă pe care voi tu. Bă, nu știu semnături, nu știu ce-s pe astea, da. Bar... M-am tremurit și mie mâna când... Da, când am intrat aici, am intrat rapid. Vai, mă, deci am intrat rapid și m-am zăbut ce curățenie. Păi, când am stat să vă... Le-am pus ca lumea acolo, da. Ce să... Mulțumim, Sweets Kendama! Cam asta a fost videoclipul, e foarte fericit, eu sunt foarte fericit și eu și mă sunt toți fericit. Mă bucur foarte mult, mersi mult Sweets Kendama, aveți linkurile lor în descriere. Fără ei nu făceam video ăsta. Se bucură foarte mult și mă bucur și eu pentru el. Sper să fie cel mai bun și să fie sănătos, să-l folosească cât poate el de mult, că eu altele gata s-o termina. Pe data viitoare, v-am pupat. Am vrut să cred în om, în zi, în noapte, în spațiu, într-o Românie europenizată prin fapte. N-ai nevoie de tot ce ai, atât de simplu. Tu te-ai născut, ei te-au mințit continuu. Și cine zice ce e bine? Ce facultate a terminat să-mi stabilească mie traseul cu virtuțile lui de căcat? Împins de neanț în zeu.